Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Varză! Ești Varză! Așa, deci unde am rămas? La armată. M-au încorporat la trupe speciale pentru că pe fișa mea scria Circul de Stat București și au crezut că-s vreun acrobat și m-au luat pe mine clovnul. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Plecam în armată, oameni buni, exact în perioada cea mai proastă a vieții. Eram adolescenți și probabil că adolescenții or să mă înțeleagă. Abia ne combinam, abia căutam, găseam câte o gagică, câte o... Și știți cum era? Pe vremea mea durau 2 luni să o iei de mână. Existau formele de comunicare în armată, scrisoarea sau telegram. Un fel de mail și WhatsApp, nu știu cum să-i zic. Dacă venea scrisoarea, era de bine. Bă, dacă venea telegram, era nasol. Ori se despărțea aia de tine, ori a murit măta, din două una. Vine telegramă de la domnișoara, Corina o chema, și scria Corina, stop, majorat, stop, dacă nu vine, ne despărțim, stop. Blanc. Abia reușisem să o țin de mână. Încă nu ne pupasem. Zic, n-am cum să o pierd. Și mă duc la tovarăși comandanți, tovarăși comandanți, trăiți. Am și eu nevoie să plec la... Ai fost circare, gata, plec într-o parte. Zic, ce fac, cum fac? Acum, comandantul care era de serviciu în săptămâna aia era nebunit după video. Era video în perioada aia. Filme, nebuneală. Fel de YouTube, ca să vă explic copiilor. YouTube-ul după vremuri, ăsta era. Video player. Ăla în care puneai să vezi casete VHS. Video. Bă, care aveți video acasă? Să vă duceți în permise să aduceți video, să ne uităm în weekend la video în unitate. Acum, eu m-am dus lângă el și zic, tași comandant, eu am video, dar n-am învoire. Și zice, pleci acasă, gata. A făcut de aia și am plecat acasă. Bairam, 18 ani, iubita mea, am pupat-o în seara aia. A fost o nebunie. Eu știind că taică-s-o are video. Un video era cât o mașină, frate, era 70.000 de lei, era cât o Dacia. Nu puteai să-l iei așa, oricum. Mă duc la ea și zic, bă, vorbește și tu cu taică, tu să-mi dai și mie video, că de-aia am venit în permisie, că le-am promis la ea. Și zice, hai că-i zic. Cheam pe tasul, zice, tati, vrea și Dani video, că să ducă la unitate și la... Și tasul zice, păi tu cu ce crezi că ți-am făcut ziua? Și eu acum eram cu gândul la unitatea militară. Mă întorc înapoi fără video, mai plec acasă peste vreo 6 luni, zic, e nasoală, treaba, zic, trebuie să o rezolv cumva. Și nu m-am mai dus la unitate 2 zile, m-a căutat toată țara, m-a căutat de la poliție, la armată, la cine vreți voi. După care m-au găsit și m-au condamnat la 6 luni de batalion disciplinar și am plecat la Caracal să fac batalion. Noi fiind unitate de elită, m-au îmbrăcat țiplu. Țiplu, frate. De ce că mă duc undeva la parada modei? Eu mergeam între niște pușcăriași, că aia toți de acolo erau pușcăriași. Toți aia care făceau belele în armată, intrau la batalion. Am ajuns acolo, am intrat în dormitor. Au durat, cred că 2 minute, până am sărit din toate hainele. Deci m-au dezbrăcat. Ăla mi-a luat vestonul, ăla mi-a luat pantalonii, ăla și chiloții aia albaștri de armată mi-au luat. Tremuram tot când au început cu, hai dă alea după tine, gata, zic. Dă-i chelioși cu fețele tăiate, cu tatuați, cu... Și venise meu, fotomodelul. Vine unul care era mai șmecher între ei așa, și zice, bă, îți dau hainele înapoi, dar nu poți să le dau gratis așa. Jucăm barbut pe ele. Și zic, bine mă, dar... Ok, eu pierd hainele, dar tu ce pierzi dacă jucăm barbut? Adică dacă câștig eu, îmi iau numai hainele? Și el zice, fii atent, zice, pun video ăsta la bătaie. Și deschide valiza și avea un aparat video. Eu m-am uitat, mi-am adus toată treaba, am aminte de ce am ajuns eu acolo și zice, da mă, zice, un aparat video la batalion, zic, foarte mișto. Zice, oricum îl pun la bătaie că n-avem televizor și zice că n-am la ce să... Și pe mine mă mânc și zic, băi, eu am video acasă, mințeam și... Am văzut o grămadă de filme, ce știi filme la video? Da. Gata mă, îmi povestești filme. Ce fii atent cum facem, eu bag video în priză și tu ești televizor. Băi, pare că ai inventat, dar din păcate, da. Deci dacă asta e adevărată... Oameni buni, nu vă mint cu nimic, cât am stat în batalion, am făcut scenarii de filme. Pentru că le-am terminat pe toate alea, cu Bruzni, cu Alain Delon, ce era atunci lui de fune, îmi spuneau lui de fume, că fuma mult. Și învățasem de la Bruzni, de alea. Toate nebunele,
povesteam atât de mult și toate nopțile, pentru că și-a n-aveau somn, încât adormeam povestind. Eram așa. Și ea făcea, bă, da, și i-a dat un pumn și nu știu ce. În sfârșit, până într-o seară, când aude gălăgie ăla de era de servici și vine acolo, bă, ce-i gălăgie asta? Erau 12-13 aici la cinematograf, acolo, era o dână. Și zice, și ăsta barbu, zice, băi, lui de Fumene face filme aici. Cum adică vă face filme? Păi joacă filme, el știe filme, a văzut filme. Zic, băi, a terminat cu bătaia asta de joc, nu știu ce, ia vină cu acea, bă, vină cu acea. Și m-a luat de acolo, eu zic, Doamne, pupați și tălpile tale, zic, am scăpat. M-a scos ăsta, zic, aia e, noaptea asta dorm. Și intrăm în birou la comandant, în birou la comandant, 7-8 cadre din unitate de acolo, care colonelul, care și era ziua colonelului. Păi șprițuri pe alea, intră acolo și doar și colonel, ăsta, am o surpriză pentru dumneavoastră, lui de Fume a venit să vă joace un film. Mă, da mă, da. Caraca, nu, n-ai cum. Fiți atenți. Și intru acolo și zic, bună seara, ăsta comandant, zic că vă zic cu Bruzni, vă zic cu... Și ăsta comandant zice, stai așa, mai romantic de felul lui, mai pe... Știi, Casablanca? Da. Nu știu. Bagă. Și am început. Oh, the kissing, kissing, Casablanca. O, Joan, UNSS. Și ce e asta, mă? Zic, Casablanca, dar nu prea știu engleză. Ce mai dați-i trei luni los. Ta-ta-ta-ta, Casablanca. 4 luni. 4 luni la disciplină. Oricum, oameni buni, mă simt minunat că sunt în fața voastră. Vreau să vă spun un singur lucru. Succesul nu este final, eșecul nu este total. Important este să ai curajul să te ridici, să mergi mai departe. Vă pup, trăiască România! Am o întrebare, sunt curios. Dacă povestea asta e adevărată? E reală. Păi cât dura un film? Un sfert de oră, 20 de minute. Păi amestecam, îi bătea ăla, venea, l-o omora pe la rău, s-a terminat film. Și eu credeam că mă duc la culcare și ziceam, mai zine unul. Deci tot la 2 ore ajungeam, adică decât că povesteam 4 filme în 2 ore. Da, sunt curios, ai putea să ne povestești un film? Da, pot să povestești. Filmul începea pe o poiană. Ce este? Filmul începea pe o poiană. Asta era. Păi da, păi noi eram undeva într-un câmp, era batalionul, știi? Și încercam să-i aduc în situația. Să-i bagi... Da, să-i bag ușor. Lui de Fune era într-o poiană. Tot mai veniseră ăștia să-l ia în armată. Și aia zic, fără armată! Și era acolo. Da, nu! Veniseră, dar nu l-au luat. Nu l-au luat, pentru că lui de Fune era, bă, era actorul principal. El era cu gagica lui acolo, pe câmp, se plimba, nu știu ce. La un moment dat, dintr-o mașină, coboră Bruzli. A venit Bruce Lee, Tu inventai filme? Frate! Da, mă, eu văzusem niște filme cu Bruce Lee, cu lui de Fune, cu Alain Delon, ce era pe vremea aia. Și încercam, păi eu mai duceam aminte toate filmele alea, cum erau în cap. Și cum era video, era nebunie, vedeam câte 6 filme pe seară. Un fel de ultimul sezon din Game of Thrones. Da. Inventez orice, numai să scap de el. Nu mă le născocea pe moment. În funcție de ce tovarăși avea. Dacă unul îi plăcea mai mult cu judo și cu așa, simțea, era ca un fel de lăutar. Asta era. Dar pe filme, pe telecinemateca. Dar stai, bă, dar nu te întrerupea unul să spună, stai, bă, când ai și căbă lui de fine într-un film? Păi aia am văzut să rămânată video! Aia doar aveau aparatul! Dacă n-avea televizor, ține aparatul degeaba, ei au vrut să vadă cum e video, de fapt. Ei erau pușcării de ani de zile, mă, ce zice. Nu văzut niciun video, nu văzut nimic. Așa, și venea Bruce Lee și ce făcea? Venea Bruce Lee, îl bătea pe starul. Îl bătea. O lui de Fune, mamă, dar ce-i dădea de făcea nasul ăla, uite așa-i făcea nasul. În sfert de oră îi bârnea nasul, i-o lua pe aia pe gagică sa, o băga în mașină și fugea cu ea, frate. Și o ducea în Japonia. Cum ar... Și acum lui de Fune, îl sună pe Alain Delon. Dar erau prieteni din copilărie. Alain Delon. Ce distribuție extraordinară. Voi vă dați seama că el n-a povestit niciodată filmul ăsta. Acum se naște. Acest film cu lui de Fume se naște în acest moment. Sunt convins că îl bagi și pupuiu că îl lăsc să fie mai amuzant. Toma Caragiu a fost în... Toma Caragiu.
Era mafiot și ăsta avea niște legături cu mafioții din România. Înțelegi? Și l-a sunat pe Toma Caragiu. Și a răspuns Toma Caragiu. Da. Deci am o problemă aici cu lui de Funé. Au furat ăștia femeia. Cine? Bruzdi. O, e belea. Cu Bruzdi nu ne băgăm. Unde au dus-o? În Japonia. Nu mă bag. Nu-i teritoriul meu. Și atunci... Unde m-a pierdut pe mine total a fost la Toma Caragiu. Era și Toma Caragiu. Doar l-a sunat. Adică vedeai cadrul cu Toma Caragiu sau Toma Caragiu doar răspundea la telefon și auzeai vocea? Ba, având în vedere la ce distribuție era acolo sau așa, cred că a avut și Toma câteva zile de filmare. Să fim serioși. Lui de Funé a spus lui Alain Delon, zice, n-am ce face, mă duc singur dacă nu vrei să vii cu mine. Și Alain Delon a zis, bă, nu pot să vin cu tine, dar te învăț să te bați. S-a învățat lui de Funé, a învățat niște bătăi, niște astea, nu știu ce. A plecat în Japonia, dar acolo trebuia să aibă grijă, că toată lumea îl cunoștea. Că n-avea ochi așa, nu era ca ei. Aia toți erau, zice, ăsta, japonez, lui de Funé. Nu te băgai. Japonez, lui de Funé. Da, așa era. Erau toți la fel, mă. Da, aia japonezii îl cunoșteau, că văzuseră filme cu lui de Funé. Și cum, mă, dar știa toată lumea pe lui de Funé. Mai puțin aia tâmpat. Nu, ăia îl știau bine. Bruce Lee nu-l cunoștea, îți dai seama, murise de mult. Ăia îl știau pe lui de Funé, că le-am tot zis de lui de Funé. Adică îl aveau și în imagine, că le-am zis cum arăta. A, avea nasul mare, cu urechile așa mai mari ca mine, cu tare, era chelios și avea niște mișcări de astea. Cât a stat acolo în batalion? Luni de zile? 3 luni, prima dată, nu știu, după aia era nu știu ce problemă și am mai stat. Te-ai seama câte filme? Că el are, practic, o cinematecă în cap. Și s-a dus acolo, a intrat peste ăsta în casa conspirativă. Nu era, Bruce Lee nu era acasă. A avut și premia, desemna și Oscar. Este Arhiva Națională de Filme Inexistente. Da, exact. I-a bătut pe aia 4-5 care avea grijă de aia, s-a dus în pivniță, a luat-o pe fată și când se iasă afară, în fața a apărut Bruce Lee. Și dă-i bătaie și... Bam, bam, și para și i-a dat cu nasul în gură. Și avea nasul mare. Data la săptămână era gala premiului. Cinematografice are o varză. Ia covor roșu la batalion. La premieră venea... La premieră venea și comandantul. Venea cu soția. I-a dat un cap în gură lui ăla. Pac, ăla i-a dat o carată. A căzut pe jos lui de Funé. Asta țipa, lasă-l în pace, lasă-l în pace. I-a scăpase. Dar era legată de mâini, nu cu mâinile sus. Aici, lasă-l în pace. Era jos. Pac, după care se ridică dintr-o dată lui de Funé. Să duce spre el, îi face o schiță, se întoarce cu spatele, bam, și dă un picior în piept. La care Bruce Lee i-a zis, atâta poți. De aici filmul s-a taie. De aici s-a tăiat filmul. Bruce Lee a venit spre el. A pregătit caraba aia, avea palma aia vibratoare, Bruce Lee. Și o pregătea, care i-o dădea acu și murea peste 2 ani. A pregătit palma, mai avea timp să stea cu gacica. A pregătit palma, bă, și când s-a apropiat palma așa, dintr-o dată, după un cal alb, Alain Delon vine, îl prinde de mână, îl ia în viteză în zbor, din inerție îl ia în viteză în zbor și dă cu el în perete și moare Bruce Lee. Hai de că... Tu îți dai seama acum, dar tu n-ai văzut Game of Thrones, nu poți să... Imaginează-ți cum ar povesti Game of Thrones. În scenariul lui. Oricum, e mai tare decât Game of Thrones. Încearcă să-ți imaginezi, efectiv, vizual. Unii, într-un batalion disciplinar, înțelegi, masiv, tatuați, stând fiecare în patul lui sau pe un scaun sau pe jos sau așa, un video aici și în spatele videoului, varză, făcând aceste filme senzaționale. Dar tu poți, auzi, tu poți să-ți imaginezi vreo secundă că ea te credeau? Da. Mă, pe mine de frică dacă nu mă credeau. Dacă există cea mai mică șansă ca o parte dintre cei care erau acolo chiar credeau că aceste filme există în această distribuție, mi se pare extraordinar. Extraordinar. Așa ar trebui să fie deci, școala de actorie, băi nene. Atât de, batalion disciplinar. Atât de tare mă implicam că trebuia să-i fac să creadă, frate, altfel. Domnilor și domnilor, aplauze pentru Varză. Bravo, bravo, bravo. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play.